Cine? Zii sincer, crezi că sunt un underachiever? Yes, I do. Yes, of course. What is underachiever? Exact, exact. Ce? Până la ce vârstă ai fost obez? Până la un 15 ani. Ceea ce contează, e totuși vârsta aia în care... Deci tu ai până la... Până se spune grasul în liceu. Să înțeleg că până la 15 ani ai avut pisme. De altă natură. Dacă tot te uiți la un măcar te uiți la Pornhub. Până la capăt, dacă da. Te uiți la 50 Shades of Grey, care... Nu știu. Da. Na. Dar eu nu mă uit că mie nu-mi place porno. Da. Aveți voie să spuneți Pornhub și astea? Nu, n-avem voie, dar să stai la montaj și chiar dacă n-avem voie... Mă gândesc că cel puțin pentru conținutul tău e un site concurențial. Și care e partea corpului de care sunt cel mai mândru? Da, eu știu, da, zi-o tare. E partea inferioară. Atârnătoare. În zona inferioară. Așa. Să zicem picioarele. Da, da, ok, dar aia... Da... E ceva neregulă, nu? Păi nu, e în continuitate. Care este cel mai nervant lucru pe care îl fac eu? Tu? Da, dar pe care ai evitat să mi-l spui. Cel mai nervant lucru pe care îl faci tu. Face o mizerie, dar na, nu pot să o spun la televizor. Aia da. E foarte nervantă. Că... Aia mi-o zici tot timpul. Da, așa. Nu, cel mai nervant lucru pe care îl faci tu este aia când te enervezi tu repede din nimic și o ții pe a ta, deși la un moment chiar te prinzi că n-ai dreptate, dar o mai ții langa așa o perioadă. Descrie puțin. Vai, zi-mi aia cum ai făcut tu accident cu pixul, te rog eu mult. Care cu pixul? Deci, oameni buni, omul a făcut accident din cauza unui pix, dacă puteți să vă imaginați. Noi toți facem accident din cauza că ne uităm pe telefon, că nu suntem atenți, că ne sărutăm, că punem mâna pe picior la domnișoară, că facem sex la volan, că, mă rog, din diferite motive. E, el a avut accident din cauza unui pix. Da, aveam un pix în mână și am vrut să-l pun în cotieră, tortă. La cotieră da. Aici. Mai am un obicei prost, am un... Faci pipi pe colac. Nu. Am zis, domnule, se mai întâmplă, sunt probleme de uzuale, ce e așa o mare rușine? E unii băieți care face pipi pe colac, na. Tu faci pipi pe colac? Eu nu am colac, de aia nici mi-am pus colac. Că... La tine totul e un, o baie turcească, cum ar fi. Eu la mine pot să faci oriunde. Absolut. Mă, Ilia, uite, care sunt trei motive de ceartă între tine și el? Între mine și Angel? Da. Dacă există. El zice că face pipi pe capac. La WC. Nu, nu face. Nu. Cred că e cel mai ciudat, sau așa, să zicem, cea mai ciudată întâmplare cu făcut pipi în locuri neconforme, ca să, da. Așa, ar fi în tren din mers, fiind blocată ușa de la tren da. Și deschisă ușa de la compartiment, adică ușa de afară, că cea era deschisă, dar era blocată ușa de la baie. Și practic... Aha, mamă cum s-aude, ați auzit?